Aveți mare noroc că sunteți întregi. Ați atins un nivel de penibil de 100.000 de DJ. E echivalentul a 100.000 de glume ale tatei spuse toate deodată. Vă recomand insistent să vă opriți din ceea ce faceți, altfel veți avea mușchi încleștați ai unei scoici de 40 de ani. Mersi, dar am făcut destul. Cred că ne-am vindecat. Cred că va trebui să trecem la nivelul următor. Bună seara, iubito! Când am spus următorul nivel, nu m-am referit la mama! Ascultă, copile, știu că ți este greu. Este o schimbare mare. Te rog, te rog, nu! N-am cum să-l înlocuiesc pe tatăl tău, dar dacă-ți dorești asta... Tu poți să-mi spui tată? Ești adolescent și ai nevoie de un model masculin în viața ta? Și ești... Acum devii bărbat și știu că ai multe întrebări, așa că hai să purtăm discuția aia. Când un bărbat iubește o femeie... Wow, asta e bună? Îi poți simți deja ecoul în timp. Hey, Gumball, sunt creierul tău. Te bucuri de cea mai frumoasă zi din viața ta? Păi, îți amintești când... Fac cunoștință cu tati. Hey, Gumball, ești fericit? Păi, îți amintești când... Hey, Gumball, te bucuri de o odihnă veșnică? Păi, îți mai amintești când... Stai puțin, ce e asta? Da, știu, nu arătam cel mai bine, nu trebuie să mi-o mai spui. Da, nu vorbesc despre faptul că arăți ca un nor ciupercă dintr-o bombă atomică antifete? Uite aici, în colț. Pare motivul pentru care s-au inventat pălăriile. Nu, frate, adică noi sigur ne-am cunoscut când eram copii. Avem un trecut împreună, înțelegi? Da, cred că am împărtășit emoții mai profunde decât am crezut. Mi-e teamă că nu avem cum să evităm inevitabilul. Ziceam să ne întoarcem în timp să ne dăm seama de ce ne simțim ciudat unul cu altul. Ai dreptate. Așa. Arată ca proba A într-un proces în care ești găsit vinovat. De ce ar avea o mașină de memorie nevoie de macaroane? Sunt canelonii. Ele calenolizează fluxul temporal. În știința, imaginația e mai importantă decât inteligența. Tare! Știi că asta a zis-o Einstein, nu? Serios? Am o mulțime din astea. Ca asta. Dacă ai păsări mari, ai visări mari. Cred că tocmai am găsit proba B. Treci în cutie. Și acum ce facem? Trecem prin amintirile noastre penibile ca să aflăm unde a început totul. Asta e, începutul amintirilor noastre reprimate. Haide! Nu. Nu e voie în picioare! Bine. Tu doar te curățai de firmituri, nu? Da, a fost cam jenant. Hei, îmi trebuie o poză pentru blogul școlii. E regulă? Da. Hai, fă poza, te rog. Dar eu voiam o poză cu tortul? S-au auzit pantofii, jur! Erau noi și scârțâiau. Nu e adevărat. E mai bine să o faci devreme. Varicela poate fi periculoasă când ești adult. Da, e ca atunci când faci baie cu frații. N-are nimic când ești băiat, dar e mai dificil când ești matur. Ce e?
E de un milion de ori mai rău că ne-am amintit toate astea. Credeam că trebuie să stingem focul cu foc, dar asta nu face decât mai mult foc. Ceea ce e logic dacă stai să te gândești. Te rog, spune-mi că nu o să dai foc la nimic. Nu, mă gândeam să folosim trauma împotriva traumei. Nu mi-amintesc nimic! Mă simt grozav! Și eu! Și